Iată că iarăși ne-am adunat cu ajutorul Dumnezeu, ce prăznim pe sfinții noștri dragi conducători ai țării românești. Cum ne-am dorit de multe ori să avem, și probabil cum nu suntem vreți să avem acum. Dar dacă a rânduit Dumnezeu să avem în trecutul nostru pe acest sfinți, înseamnă că i-a rânduit și pentru mântuirea lor și pentru mântuirea noastră. Comparând zilele acelea cu zilele acestea, am putea spune că acestea noastre sunt mai grele, într-un fel. Deși nu ducem lipsa, pe atunci bolile, lipsurile, birul turcesc, amenințarea Habsburgilor și Imperiului Țarist erau mult mai mari decât acum. Și sunt convins că omul de rând o ducea mai greu decât o duce acum. Mult mai greu. Acum, greutățile pe care le simțim noi sunt de alt tip. În primul rând ne-am slăbănogit față de atunci. Să fi trăit un țăran de atunci în vremurile noastre, cu foametea pe care o îndura atunci, cu supunerea față de stihii, cu caznele la care l-a supus, ar spune că acum este buer dacă ar fi ca oricare între noi. Dar noi ne-am slăbănogit și nu mai suntem dispuși să pierdem din confortul nostru. De altă parte, în vremea acelea, lumea era într-un fel mai mică. Iată, țara românească, lumea voievodului și a celor din preajma sa, se întindea până la Istanbul, până la Viena și până la Sankt Petersburg. Cam atât. Și de fapt lumea lor era Istanbul. În sensul că de acolo veneau poruncile, de acolo veneau rânduielile, față de ceea ce trebuia să fii în primul rând atent. Și puteai să nădăjdui că mai scăpare, nu la Habsburgi, că se știa că aceia catolici făcuseră prăpăd și la Lvov și în Transilvania. Dar puteai nădăjdui că mai scăpare la Muscali, la pravoslavnica împărăție țaristă. În timp ce în vremurile noastre nu mai avem scăpare pe orizontal, nu avem la cine să sperăm că ne va scăpa din strunga aceasta în care ne aflăm, spre care ne îndreptăm cu pași mari. Nu mai vedem o țară sau o putere politică din lumea aceasta care să apere cu adevărat libertatea oamenilor care sălășesc în ea. Această noțiune de libertate atunci era mult mai vagă. De ce era mai vagă? Pentru că față de libertatea noastră actuală nu existau drepturi ale cetățeanului. Țăranul era țăran, trebuia să asculte de boier, boier era boier și avea supus țăranii și trebuia să asculte de voievod, de vodă, și vodă trebuia la rândul lui, era supus în alții porți și era responsabil pentru cei de sub el. Iarăși, să vadă un țăran de atunci așa zise drepturi de a noastră de acum, cred că s-ar închina cu amândouă mâini. Drepturile acestea pe care le avem acum, pe care le-am avut acum, erau însă, s-au dobândit în lumea aceasta cu un preț. Prețul pe care l-am plătit, l-a plătit lumea modernă, pentru ca să dobândească aceste drepturi individuale, este pierderea influenței
credinței în viața oamenilor, influenței bisericii în viața societății. Biserica a trebuit să se retragă mai de voie, mai de nevoie, după Revoluția franceză și apoi după toată presiunea care s-a făcut de-a lungul timpului, a trebuit să se retragă din spațiul public. Noi, în România, suntem un loc fericit, în care cumva primim la Dumnezeu, nu prin vrednicia noastră, Dumnezeu încă este prezent cumva în conștiința poporului. Dar, încă o dată o spun, drepturile acestea cetățenești s-au dobândit în Occident, s-au răspândit în lume prin excluderea credinței creștine. Așadar, acum, credința creștină care ni se prezenta înainte ca fiind idealul vieții noastre și Sfântul nostru Constantin Brucovanu, voievodul, se dovedește că a trăit acest ideal, credința creștină nu mai este idealul societății viitoare, nu mai este idealul societății prezente, occidentale, care este cea care dă acum tonul. Nemai fiind idealul, rămânem fără ea și rămânem fără ea, rămânem fără Hristos. Aparent, ca să avem libertate cetățenească, suntem fără Hristos. Dar iată că pierzându-L pe Hristos, ne-am pierdut și libertatea cetățenească și ne pierdem și libertatea drepturilor acestea. Pentru că, de fapt, singura libertate pe care o ai este cea față de păcat și față de moarte. Și această libertate față de moarte și față de păcat ne-a dat-o Hristos. Cel care îl pierde pe Hristos devine rob vieții acestea, rob păcatului, rob morții. Și dacă este rob, depinde de stăpânul său, care este stăpânitor în lumea aceasta și care se dovedește a fi abuziv pentru că nu este creștin, pentru că nu este creștin trăitor. Cum l-ar fi văzut țărani pe Sfântul Constantin Brâncoveanu? Nu știu în mod special. Știu că erau niște taxe foarte mari. Dar ce s-a vădit prin modul cum a murit el este că cu adevărat pentru el mărturisirea lui Hristos era mai importantă decât orice altă plată care ar putea să o aibă în lumea aceasta. Și de aceea cred că el a fost domn și creștin și în timpul domniei sale. Chiar dacă este greu să stăpânești, să fii stăpânitor, să fii și creștin în același timp. Fiind creștin, într-adevăr, a fost liber față de ceea ce îl putea condiționa lumea aceasta. Și a pătimit mai mult decât Iov și a pătimit mai mult decât Avram. Iov, care și-a pierdut copiii și averile și sănătatea trupească, dar nu l-a pierdut pe Dumnezeu, și l-a dobândit înapoi și averile, și sănătatea trupească, și alți copii. Avram, căruia Dumnezeu a cerut ca să-și dovedească credința sa, să-l jertfească pe singurul său fiu, a făcut aceasta, a fost dispus să facă aceasta, și iată că Dumnezeu a intervenit în chip minunat și a înlocuit fiul cu jertfa aceea, cu berbecul respectiv. Acum n-a mai intervenit Dumnezeu. Sabia călăului i-a omorât pe toți copiii săi în fața sa.
Și totuși, Constantin Brâncoveanu, Sfântul nostru, nu s-a lepădat de credința creștină și până în ultima clipă nu și-a lăsat nici copilul cel mic să se lepede, care avea 16 ani, să se lepede creștinism pentru ca să dobândească viața aceasta. Astfel de conducător mi-aș dori. Chiar dacă fac greșeli, chiar dacă fac păcate, să se raporteze în adevăratul, în sufletul lor la Hristos. Chiar dacă poate să fie și abuziv, pentru că dacă el se raportează cu adevărat la Hristos în sufletul său, va pune o limită acestei puteri pe care a dobândit-o în chip lumesc. Și abuzurile nu vor fi la nesfârșit de mari. Și va fi responsabil pentru cei de sub el, pentru supușii săi. Știm aceasta de la pilda sutașului, de la învățătura aceea sutașului, care știți foarte bine ce spune Mântuitorul despre soldații de sub el care ascultă de porunce sale, așa cum și el, sutașul, ascultă de porunce celor mai mari. Dacă conducătorul s-a raportat cu adevărat la Hristos, atunci ar da seama că noi, care suntem popor, avem nevoie de ei ca să ne apropie de Hristos. Dar pentru că raportarea la Hristos a conducătorului este doar de ochii lumii, nu este de fond, de aceea și comportamentul lor față de noi este unul irresponsabil. Irresponsabil în sensul mântuirii. Ei cred că se poate dobândi un om responsabil care să fie ateu sau liber cugetător. Dar un astfel de om va trăi totdeauna doar pentru ca să supraviețuiască aici. El și cei de lângă sine. Nu va vedea veșnicia. Nu va vedea ce se întâmplă cu sufletul lui în veșnicie, cu sufletul celor de lângă el în veșnicie. Și ca atare, ca să supraviețuiască aici, confortabil, va face aproape orice compromis. Ba chiar orice compromis. Libertatea sufletească și chiar trupească va fi prima care o va sacrifica. De ce libertatea sufletească va sacrifica? Pentru că e o vorbă în poporul român, să facem frate cu dracu până trecem puntea. Sufletul nu se vede, conștiința nu strigă în noi, nu doare, chiar dacă strigă, nu doare așa cum doare o durere trupească. De aceea avem nevoie să înțelegem cine ne conduce. Pentru că dacă ne raportăm la ei ca unii care au în minte doar supraviețuirea lor și a noastră, ne vom da seama că ei sunt irresponsabili față de mântuirea noastră. Și noi va trebui mereu să ne gândim faptele noastre și gândurile ce se va întâmpla cu noi în lumea aceasta, să le gândim nu numai pentru ca să supraviețuim aici, ci în primul rând ca să dobândim mântuirea. Iar mântuirea nu poți să o dobândești dacă te înrobești lumea acestea, dacă te lași înlănțuit de dragul, de dorul de viață în aici și de dorul de confort aici. Mântuirea nu poți să o dobândești dacă vrei să trăiești ca înainte, atâta vreme cât a trăi ca înainte înseamnă distracție, înseamnă plimbări, înseamnă confort. Mântuirea o dobândești în momentul în care ești liber față de acestea. Mântuirea o dobândești în momentul în care ești liber față de acestea, pentru că atunci cu adevărat poți să fii legat de Hristos. Cu adevărat Hristos este ultima și cea mai importantă realitate a sufletului tău.
Aceasta s-o vedem la Sfinții Deas, Brâncoveni. Nu avem asemenea conducători astăzi. Nu știu dacă va mai ridica vreodată Dumnezeu dintre noi asemenea conducători în lumea aceasta. Dar avem mijlocitori pentru noi în Împărăția Cerurilor. Îi avem ca modele și ca mijlocitori. Dacă avem mijlocitori în Împărăția Cerurilor, atunci nici nu mai contează foarte mult ce fel de conducători avem acum și aici. Dacă noi cu adevărat ne raportăm la ei. Dacă noi cu adevărat prin ei ne raportăm la Hristos. Pentru că, până la urmă, puterea care o au unii în lumea aceasta este tot îngăduită de Dumnezeu, cum îi spune Hristos lui Ponțiu Pilat. Nu înseamnă că e binecuvântată, este îngăduită. Dar atâta vreme cât noi înșine ne raportăm la Hristos mai mult decât la ce ne poate oferi lumea aceasta, suntem liberi în sufletul nostru. Și dacă suntem liberi în sufletul nostru, dispuși oricând, dacă e nevoie să sacrificăm orice din lumea aceasta pentru Hristos, ca să nu fim deslipiți de Hristos, atunci nu suntem doar o populație, nu suntem doar o masă amorfă, ci suntem cu adevărat Biserica lui Hristos. Și dacă suntem cu adevărat Biserica lui Hristos, atunci Hristos este capul nostru, Duhul Sfânt este Cel care ne întărește în viața aceasta și atunci niciuna dintre puterile iadului care se dezlănțuie în lumea aceasta ne va putea biri. Să-i mulțumim Dumnezeu că am avut asemenea înaintași. N-avem vrumere pentru aceasta, dar avem obligație, avându-i pe ei înaintași, să putem să transmitem mai departe această credință pe care ei au lăsat-o și au îmbelșugat-o cu prețul vieților. Vin unii și vor să ne calce în picioare credința, cum a fost și aici acum câteva zile, știți foarte bine. Sub pretextul libertății de conștiință, de creație, vor să calce în picioare orice avem noi sfânt. Nu întâmplător aici, unde sunt încă, se aud încă pașii brâncovenilor și pașii Sfântului Antimii Virean, nu undeva în mijlocul societății, cetății, în Babilonul din București, ci aici, la palatul unde Brâncoveanu a stat, și a trăit și s-a năvăit. Vor unii să ne calce credința în picioare, pentru că dezrădăcinile din credință ne fac să nu mai fim neam și populație. Și dacă noi suntem neam, nu mai avem rădăcini, dacă nu mai avem rădăcini, nu mai putem să ne înălțăm către Dumnezeu, ci suntem caciulini dați colo și colo de orice vânt în lumea aceasta. Dar atâta vreme cât dumneavoastră sunteți acum aici și păstrați această credință de aici și o duceți mai departe și o mărturisiți cu răbdare, cu înțelegere, cu dragoste, cu dreaptă sau cotință, dar o mărturisiți cu stăruință, am încredere că vom putea trece peste aceste vremuri și am încredere că primirea lui Dumnezeu copiii noștri vor putea crește cu adevărat într-o lume liberă. Amin.